Și elevii de la Colegiul Național Decebal din Deva, de la clasele 1-4, au marcat prin activități sportive Săptămâna Europeană a Sportului. Prima activitate a avut loc astăzi, 26 septembrie, în Piața Unirii din Deva. Sport sub orice formă, la orice vârstă și pentru toată lumea. Acesta a fost mesajul decebaliștilor. De la cei mai mici până la cadre didactice, sute de copii au executat exerciții și au dansat pe muzică și s-au distrat copios. Un eveniment foarte important, pentru că sportul se spune o minte sănătoasă într-un corp sănătos. Și e foarte importantă mișcarea și, cum se poate vedea, copiii le-au făcut și foarte multă plăcere. Și ar trebui să facem mai des, nu numai când e ziua sportului, și noi chiar ne străduim să facem mișcare mai des. Ce sărbătoriți voi astăzi? Sportului. Și cum o sărbătoriți? Prin sport! V-a plăcut ce ați făcut astăzi? Da! Mai vreți? Da! Din ce clase sunteți? Felicitări celor care organizează din partea școlii astfel de activități, care învață pe copii că mișcarea și voia bună fac parte din rutină zilnică și trebuie înglobată cu restul activităților școlare. Și asta e cinste profesorilor, conducerii școlii care organizează astfel de evenimente și care de la mic la mare învață în acest sens. Noi, ca părinți, ne bucurăm că copiii noștri beneficiază de astfel de evenimente. Săptămâna Europeană a Sportului se desfășoară în perioada 23-30 septembrie, așa că activitățile decebaliștilor continuă și în perioada următoare. Vor urma și alte activități, va fi o activitate de fitness în parcul cetății și mâine și luni aici în Piața Unirii vor fi amplasate două panouri de basket, două panouri mobile și colegii mei împreună cu elevii care fac basket vor face demonstrații, vor invita trecătorii să joace basket. În felul acesta marcăm acest eveniment. Sportul și activitățile sportive sunt o prioritate pentru Colegiul Național Decebal din Deva. Mă bucur că au răspuns foarte bine. Toți profesorii școlii sunt antrenați în asemenea activități cu clasele lor. Profesorii de educație fizică și sport, mă bucur, și activitățile acestea vor continua nu numai în această săptămână, ci pe parcursul anului școlar.